Wow! Cred că putem face toată chestia asta dintr-un single playthrough. Posibil. Wow, o să avem o... Gen, ne chinuim de atâta timp cu Kirby și cu Battleblock, dar terminăm într-o săptămână Sonic Mania. Da, pentru că eu doar eu. Da. Stai, vrei să zici că ai fi terminat Kirby de mai mult timp dacă îl jucai? Da. Nu mai țin minte că prima dată nu salvasem. Da. Și și ar trebui să facem totul din nou. Da, dar știi tu... Și l-am făcut eu și l-am terminat în 20 de minute. Și tot n-ai reușit să termin ăla cu mina. Nu mă enervează. Vezi, nu-i doar vina mea. Dar nu-i nimic, lume, Kirby o să se întoarcă într-o zi. În februarie cândva. În februarie. Oh, da, chiar noi dăm... Fuck! Auzi? Eu zic să filmăm zilnic de acum încolo, pentru că din februarie dăm back and shit. Și să avem videourile. Nu-i nimic, o să facem mereu un apology video. Oh, trebuie să-mi iau un bitch ca să editez mai repede. Ce? Trebuie să-mi iau un bitch să editez mai repede. O să mă obiciuiești. Ca să editez mai repede, da? Și o să zic că nu faci nimic, deși tu faci tot. Nu așa funcționează? Bă, pare că mișto. Te-ai bucurat prea repede de canalul ăsta de YouTube, o să pun Monopol pe el. Da. Dar hei, mai e două ringuri. Știi, chestiile la Sonic, două chestii. Oh. Diametral opuse. E așa satisfăcător când lovești un inamic în Sonic. E atât de... Sincer. Și atât de nesatisfăcător când pierzi inelele. Da. Când ai multe inele și le pierzi. E așa nesatisfăcător. Și așa satisfăcător să lovești pe cineva. În special un boss. Se simte așa bine. Da, de asta osul și LOL există și sunt așa populare. Ah, da, ai dreptate. LOL e foarte satisfăcător când omori un... Nu, dar efectiv... Campion? Campion se cheamă LOL? Da, campion. Da, dar și de ce mai e satisfăcător? Pentru că, gen, să zicem că ai un match din ăla foarte close și te chinui acolo, gen, o oră să îl termini. Și faci o chestie corectă și câștigi. Gen, chestia aia e... Oh. Da. Oh, o chestie despre boss-ul ăsta. E un fanart cool în care... Vezi cum Eggman e cu capul în jos? Da. Dacă te uiți dintr-un unghi anume, arată ca o fată. Oh. Nu știu să explic prea bine cum. Și cineva a făcut un fanart cool să-l pun pe ecran. Oh. Măcar știu unde să găsești. Da, știu unde să găsești. Okay. My boy Aaron i-a dat... i-a dat, da, repeat. Ding. Știi că... Te uiți la ochii lui albaștri. Da. Și da, nu, eu pot să văd cum arată ca o fată. Și chestia de sus mustață și ale sunt o pălărie. Da. Am uitat cum i-au zis. I-a dat un nume, Eggmana. Nu era așa. Știu că nu era așa. Adică nu știu, dar sigur nu era așa. Da. Stai, ai stat 7 minute? În nivelul ăsta, da. Bun, deci să înțeleg că pe canalul ăsta Sonic Mania va avea doar vreo 8 episoade. Nu știu câte va avea. Vreo 9 episoade. Mai e mult din el? Nu prea mai e mult, nu? Mai e. A. Ok. Asta e al doilea nivel original din joc. Erau 4? Da, 4. A. Da, oricum, gen... Pe canalul meu vor fi de 3 ori mai multe episoade, oricum.
doar pentru primul stage. Nivelul ăsta e foarte cool, îmi place mult. Ok. Oh, știi cine nu? Oh, dar stai să vezi actul 2 din zona asta, e mult mai bun. Oh. Arată ca un nivel complet diferit. Hai. Ce scrie acolo? E tu. Tu. E Pressed Garden, grădina presei. Nu, dar credeam că gen scrie ceva. Din literele alea. Nu. Yes! Oh, la naiba. Mihai nu-ți da jos tricou. Frate, e cald. Mihai, e cald. Mihai literalmente și-a dat jos tricou în fața mea. Da? Aș vrea să fie o glumă. Mihai doar ce s-a dezbrăcat. E cald în camera ta. N-am ce să-i fac. Ui, asta e așa. Ding. Ce e acolo? Nu știu, poate e ceva. Moarte instantă. Speram un nivel bonus? Da. Dar sunt aceleași două tipuri de nivele bonus sau? Da. Alea-s nivele speciale cu bilele și... Fac, nu, alea-s nivele bonus. Da. Nu, dar întrebam gen dacă doar alea sunt sau... Da, doar alea. În Sonic 3 erau mai multe feluri. Și asta îmi plăcea. De ce nu le-au... De ce nu le-au importat? Nu știu. Ce repede ai venit cu nu știu? Nu știu, nu știu. Oh. Da. Eu și Erdin am dat seama de niște ticuri verbale ale lui Mihai din videoclipurile lui. Și a spus că am menționat asta într-un video în care am zis nu știu, nu știu. Da. Mihai zice nu știu. Mihai zice... Ce mai zici? Stai! What do you mean? Da, Mihai zice whey în loc de bă sau ceva de genul. Whey proteinele. Shout out to proteinele whey. Da, shout out to my boy proteine whey. Și mai zici tu niște chestii. Nu, cam atât e. Și facem bully lui Mihai mereu. Da, sunt bullied pe chestia asta. Nu știu! Dar râdem noi când o să stați îndeajuns de mine cu mine. Încât o să începeți și voi să aveți sticurile astea verbale. Așa funcționează, nu? Ba da. Eu mereu prin sticurile verbale a altor oameni când stau mai mult cu ei. Știi? Asta e o chestie la care m-am gândit și eu. Și... Ticuri sau obiceiuri, nu, ticuri, obiceiurile lor. Deci e bine să le prinzi obiceiurile lor. E o chestie psihologică. Când te comporți ca cineva anume, nu 100% să-i copiezi personalitatea. Da, gen unele da, ticuri foarte... În timp ce vorbești cu o persoană, dacă faci mimic la felul în care se exprimă ele, accentul lor, dai din mâini când dau ele, psihologic o să aibă o senzație de comoditate cu tine. Oh. Okay. Pentru că văd ceva familiar în tine, fără să știe. Inconștientul lor. Nu, e pe bune. Da, îmi dau seama că e pe bune. Și am citit asta odată și mereu când întâlnesc persoane noi încerc să da, fac da, chestia asta. Să mici din ochi cum fac ele. Chestiile astea simple și inconștient se simt mai bine în jurul tău. Dar chestia asta cred că vine și inconștient, gen... Deci doar inconștient vine, asta ziceam. Nu, mă refer... când ai zis tu că încerci să le mimici... Ah. Conștient. Da, dar nu poți face foarte bine așa. Ah. În episodul următor.